Bor încearcă să blocheze legile educației, răstindu-se că acestea promovează ideologia de gen, diversitatea sexuală și transgenderismul. În altele fețe bisericești mint astfel cu același tupeu ca Federația Maghiară de Fotbal, care a trâmbițat că UEFA aprobă punerea hărții Ungariei mari pe steagurile suporterilor. Un fake news, ba chiar un fake news în toată regula, întrucât UEFA n-a aprobat și nici nu are de gând să aprobe vreo hartă. Sfințiile lor se mai întâlnesc și cu un alt spirit, cel al craniului vorbitor al Kremlinului, Zaharova, apărătoare vașnică a fantomaticei limbi moldovenești. Căci, stimați European FM, nicăieri, în textul ziselor legi ale educației nu există sintagmele de mai sus și cu atât mai puțin promovarea lor. Singurele referiri la diversitate sunt acestea. Diversitate, citez, respectarea și valorizarea diferitelor perspective culturale, etnice, identitare, a sensibilității și empatiei, alături de întărirea și pozitivarea imaginii de sine, individuale și colective. Promovarea diversității ca resursă de învățare pentru a genera elevilor atitudini inclusive și tolerante, încheiat citatul. Față de care, nu știu ce om întreg la cap ar avea ceva de obiectat. De fapt, dacă ne gândim puțin, biserica face exact ce știe ea mai bine și o face de secole, să vorbească despre inexistențe ca și cum ar fi reale. Bor e deranjată și de exprimarea, citez, principiul libertății de gândire și al independenței față de ideologii, dogme religioase și doctrine politice. Încheiat citatul. Aici e de înțeles. Libertate de gândire să fie, dar nu față de dogmele religioase. Spre deosebire de ideologii și doctrine politice, dogmele bisericii trebuie înfipte în creierii elevilor, deoarece, citez, știința europeană însăși a încolțit nu în pofida creștinismului, ci chiar în solul său datorită lui. Am citat din comunicatul Bor. Fenomenal, dă-mi aș pământ pe piept cu lingurița. Din nou marile spirite se întâlnesc, așa cum Kremlinul susține că n-a atacat niciodată Ucraina, ci o ajută să se elibereze de ea însăși, prin, citez, bombardamente delicate. Bor zice că cei 1000 de ani de beznă sângeroasă a minții, scurși între apusul civilizației greco-romane și revoluția științifică din secolele 16-17, sunt solul din care a răsărit știința. Da, poate din solul îngrășat cu cenușa nenumăraților gânditori independenți, nenumăraților Giordano Bruno, care au îndrăznit să raționeze dincolo de dogmele religioase, fiind pe cale de consecință arșperug. Și mai sunt de adăugat cei peste 300 de ani cât i-au trebuit bisericii creștine să-l absolve pe Galilei de vina că a spus. Pământul se rotește în jurul soarelui, nu invers. Cred că ar fi la fel de fecundă ca întâlnirea dintre Putin și Ping, o cină creștină tet-a-tet cu împărtășire de idei și sentimente între purtătorul de cuvânt Bor și Sfânta Maria, Zaharova. Aleluia! Ce leagă Rusia de China? Sunt rase diferite, limbi și culturi net diferite, civilizații la fel. China e comunistă, Rusia a încetat să mai fie. Au în spate un trecut considerabil de relații tensionate. Chiar în timpul întâlnirii Putin-Ping, Beijingul invită la o întâlnire la vârf în luna mai Kazahstanul, Kârgâzstanul, Uzbekistanul și Tadjikistanul, componente ale fostei URSS. Analiștii vorbesc despre geostrategii, militarie, economie, resurse, tehnologie care ar coagula alianța Beijing-Moscova.
contează și acestea, dar factorul comun principal care poate să strângă în jurul tandemului sino-rus și pe alții, Coreea de Nord, Iran, Ungaria, Arabia Saudită, Siria, este dictatura, ceea ce vor să apere cu orice preț Vladimir Putin și Xi Jinping sunt propriile regimuri totalitare, în care orice persoană să poată fi săltată de stat peste noapte și băgată în pușcărie sau direct în mormânt. După Francis Fukuyama, filozoful festivist, care ne învăța acum 30 de ani că democrația liberală a învins și se va extinde pe tot globul, iată că și prezicerea lui Samuel Huntington e contrazisă de realitate. Secolul 21 nu va fi al ciocnirii civilizațiilor, ci al înfruntării dintre democrații, fără Statele Unite, dacă Trump ajunge din nou președinte, și blocul dictaturilor, poate cea din urmă.